seara. Adevărul că nu mai aveam chef de nicio emisiune pe ziua de azi, stimați telespectatori, dar când, uite, Dana râde, când le-am văzut pe domnișoarele, pe Ica și pe Dana, Alexandra, Dana ești tu, da. Mi-a revenit cheful și sunt foarte bucuroasă că sunt astăzi aici în cancelare la Liceul Mirea. Mi-a plăcut să facem emisiunea asta în bibliotecă, dar biblioteca se repară, se transformă, etc., etc., așa că aici în cancelarea noastră de cea de toate zilele, cu aceste două domnișoare excepționale, uitați-vă dumneavoastră ce titluri, Ica, Moartea și Învierea Conștiinței. Excelent, domnule, ce copii nemaipomeniți, să spunem noi, de ce copii nemaipomeniți avem noi în țara asta? Din păcate nu se văd, se văd alții. Asta e viața. Deci, stimați telespectatori, suntem la Liceul Unirea, la Colegiul Național Unirea din Focșani, în prezența doamnei profesor Daniela Plăiașu, profesor de limba și literatura română și, cum să-ți spun, nu autoare. Îndrumător unei reviste care de acum a prins chiar serios, revista noastră, care a apărut în ziua de 24 ianuarie, ca de obicei, cu cele două domnișoare, Ica și Dana, persoane în clasa 12 de acum. Da, să le prezint eu. Ia te rog să le prezint. Gata. În primul rând, Ica Dumbravă, care a scris, a corectat, a selectat, a cenzurat la demnul meu pe alocuri și aici a dovedit într-adevăr că nu are inimă, așa. Trebuie să spun că îi sunt recunoscătoare și pentru faptul că ea continuă munca de anul trecut, a muncit și la antologie foarte mult, și văd că s-a prins atât de mult în munca asta, încât la lansarea revistei a uitat că e intra 12 și a plecat într-o excursie și pe aceea i-a părut rău. Și ca urmare a acestui fapt am zis că neapărat trebuie să-i luăm un interviu. O excursie de asta cu autobuzul? O excursie la Iași, la Zilele Unirii, organizate la Iași. A fost frumos? Da, a fost foarte frumos. Da, și de ce spune doamna că ți-a părut rău că ai plecat? Mi-a părut rău că n-a putut să se bifurce. Voia și acolo, voia și la lansarea revistei. N-am putut să fiu în ambele locuri, mi-ar fi plăcut mult să fiu la lansare. Și de ce n-ai stat la lansare dacă ți-ai plăcut mult? Scurt, nu? Da. Și Ioana Alexandra Diaconu, care este colegă cu Ica la 12F, care a muncit cam cât Ica, care are talentul de a sta în umbră oricât de mult ar munci, de aceea trebuie împinsă puțin în față, și care, după părerea mea, este unul din cei mai nedreptățiți copii la olimpiadele școlare, pentru că este un talent, dar niciodată nu a ajuns în față. Nu știu de ce. Ori are ea... motivă? Da, cred, nu știu. Probabil că nici nu sunt făcută neapărat pentru olimpiadă. Pentru făcută... competițiile astea, da. Pentru mine e mai important conținutul decât structura. Așa. Și subsemnata care a îndrumat alături de domnul Buzățelu și de doamna Lorela Giugle, am îndrumat acest nou exemplar din revista noastră, al cărui concept a fost alteritate, identitate. De data asta am încercat să fac niște manifestări premergătoare, am făcut un protocol cu Universitatea București, l-am invitat pe fostul nostru elev, domnul conferențiar, doctor, lector doctor, pardon, îl ținând cea mai mare, lector, Adrian doctor. Stoicescu. L-ai invitat așa întrebat. Da, am invitat. De ce nu mi l-ai arătat anul ăsta? Am uitat de el. Da, din păcate m-a urmărit și pe mine un mic ghinion, că am fost extrem de bolnavă atunci când au fost manifestările aici și chiar este din spital cu fetița și n-am putut să acord așa o atenție deosebită evenimentului. El venit să desfășurat în absența mea, de fapt, pentru că eram extrem de bolnavă. A fost un ghinion. Dar nu a fost o situație și cu asta na, ce să facem, dar numărul n-a fost urmărit de același ghinion, eu zic că a ieșit bine, aș vrea să o lăsăm pe Ica să spună. Dar chiar vreau, lasă-mă pe mine să o întreb pe Ica, Ica, de ce ți-ai ales, văd aici un eseu al tău, Moartea și Învierea Conștiinței, și ai pus un moto aici, nu ești în locul și vremea în care ne așteaptă moartea, o vom aștepta noi, oriunde și oricând, fericitul Augustin. Ce ți-a venit să gândești în felul ăsta, Ica dragă? Am încercat să scriu un articol în care să fac o paralelă între moartea, cum o vede Albert Camus în operele lui, și moartea din perspectivă creștină. Îți plac existențialiștii, văd că le-ai pomenit pe Camus?
Citești Camus? Da, citești Sartre? Citești toți? Da, da, citesc. Ia uite ce copii dragi, eu am crezut că au și uitat de numele astea. Am pornit inițial de la perspectiva creștină și după am ales să fac acest articol pentru că sunt pasionată oarecum de religie, de teologie și de tot ce înseamnă această parte și m-am gândit că este o ocazie bună ca să pot să fac o paralelă între literatură și religie. Și? La ce concluzie ai ajuns? Se poate una fără alta? Da. Literatura fără religie. Da. Dar depinde ce. Dar și religia este tot o literatură. O sigur. Literatură în cuvinte mai spirituale, dar tot o literatură. Categoric, da. Nu? Da, ce părere ai? Da, nu știu, acum voleam să văd, că exact aceeași întrebare i-am pus-o și eu în momentul în care mi-a spus ce plan are și voiam să văd cum a făcut ea legătura între cele două ipostaze ale morții sau de ce a vorbit ea de moartea conștiinței și învierea conștiinței. Deci pentru mine, cred că ea mai trebuie să mai explice că aș vrea să urmăresc așa. Am urmărit și articolul, însă n-am înțeles declicul ăsta al articolului ei, de unde a pornit tot aceeași chestie. Am pornit de la perspectiva creștină. Inițial am fost pasionată de ideea de moarte în teologie, din perspectivă creștin-ortodoxă. Și apoi mi-am dat seama că putem adapta această perspectivă, de fapt nu neapărat că putem adapta, putem construi pe această perspectivă și diferite paralele între literatură. Consider că moartea este o perspectivă? Da, cu siguranță este o perspectivă. Da, adică nu da. Este... Dacă tratezi din punct de vedere religios, este o mare perspectivă, și nu? La cine, și dacă nu? La tine cine este identitatea și cine este alteritatea? Sau cum de conștiință. Conștiința este și identitate și alteritate? Da. Sau moartea e o alteritate pentru conștiință? Da, mai degrabă așa, moartea este o alteritate pentru conștiință. Da. Vă dai cea că astăzi a murit mama, sau poate ieri, nu știu, am primit o telegramă de la azi, Camus probabil, da, nu? Da, străinul. Camus, străinul, când l-am dat. Dar scena aia din străinul cu... Pușca, care, eu știu, raza de soare, de ce ai omorât pe ăsta? Pentru că eram pe plajă și soarele strălucea și așa, nu știu cum, pe armă, pe pistol sau ce era. Încât am tras, domnule, e foarte, să citiți cam estimați telespectatori, e păcat să nu-l citiți. Da, spune mai departe, vreau să văd un articol al ei, tu ce ai scris, Dana? Alexandra, scuze-mă, te rog, Alexandra. Întâlnisem și la... Aici. Foarte frumos și spiritul spate. Dostoevskian de la identitate wow! la alteritate. Wow! Deci spiritul Dostoevskian de la identitate la alteritate. Tu câți ani? Voi sunteți 18 ani, nu? 19 ani. Foarte puțină lume mai citește literatură rusă. Și nu știu de ce, foarte, și rămân foarte bine dispusă pe ziua de astăzi, că văd că ai ales un asemenea titlu și un asemenea subiect. De ce? Dostoevski. De ce spiritul Dostoevskian? Ce înseamnă, din punctul tău de vedere, spiritul Dostoevskian? Spiritul Dostoevskian pentru mine este aproape un concept, pentru că e clar că la Dostoevski toate operele au ceva în comun și anume acest spirit Dostoevskian care se propagă efectiv în fiecare operă. De ce am ales să scriu despre Dostoevski? Pentru că citind Crimă și pedeapsă și citind și Frații Karamazov, mi-am dat seama că există puțin din Dostoevski în ambele opere și că personajele lui, deși sunt contrare, deși se încadrează în tipologii diferite, poartă amprenta lui Dostoevski și încă un motiv pentru care l-am ales este faptul că mă identific puțin cu Dostoevski ca și tipologie, sunt un om al contrarilor și atunci m-am gândit că ar fi interesant să studiez. Știi, acum câteva seri, când s-a dat drumul, când l-a dat drumul la pușcăriași, la unii dintre pușcăriași, după codul nou penal sau așa, și când a spus că prostituatele, fără să vreau, mi-a sărit mintea la Sonia, la personajul ăla sublim din Crimă și pedeapsă, știi? Am avut așa un nu știu de ce mi-am... Și mă gândeam, doamne, ce înseamnă, știi? Prostituată. Spui, du-te încolo, o prostituată. Ei, la ea, la Sonia, era prostituată aia de nevoie, nu din vocație, de suferință îngrozitoare. Bine că ar trebui să facem o temă, să umplem toată emisiunea pe tema asta. Dar fără să vreau, am spus treaba asta, pentru că chiar m-am gândit. E frumoasă tema pe care ți-ai ales-o. Repet... Dana, îmi face mai tu cu el, tu ești profesoară de română? Da, și de universală. Și de... Wow! Trebuie să spunem acest lucru. Păi cum să nu spunem acest lucru? Pentru că ele citesc.
Deci faptul că am oameni care citesc și care pe marginea acelor cărți și brodează idei, teorii, sisteme de idei, pentru mine este un mare compliment pe care mi-l face destinul meu profesional. În mod categoric. Și voi, domnișoarelor, ce părere aveți? Se poate trăi fără să citești? Adică sunteți de acord cu mine că cititul îți stimulează gândirea, îți dezvoltă imaginația? Te rog, care vrea să răspundă? Se poate Da, nu cred că există, nu cred că putem trăi fără citit. Ba da, mulți trăiesc fără să citească. Nu, supraviețuiesc. Măcar etichete, tot trebuie să citească. Supraviețuiesc, așa e. Cred că trăiesc pentru că a trăi înseamnă a vedea lumea din mai multe perspective și nu poți să vezi lumea din mai multe perspective dacă nu citești. Dacă nu îți lărgești puțin orizonturile și rămâi limitat în concepțiile tale și atunci e greu să nu judeci foarte închis lucrurile, fără să-ți dai seama de adevăr, cred. Da, asta înseamnă... Primul pas este să citească și al doilea să gândească, dar nu a gândi cum confundă unii mecanicitatea unor înșiruiri pe care le preiau de la alții, ci a gândi în sensul de a crea niște înșiruiri de idei. Sigur. Și în momentul în care reușești să ajungi la nivelul ăsta existențial, existența ta are mai multă semnificație, chiar dacă nu înseamnă asta și succes într-o societate cum este a noastră, nu înseamnă și, eu știu, prosperitate sau așa, dar este un alt nivel existențial. Evident că asta este o cruce pe care, spre deosebire de Iisus, care până la urmă a intrat într-un destin așa, la el e o cruce pe care și-o acceptă, și-o însușesc. Care? Această cruce a fi gânditor, a fi într-un fel superior și a vedea lumea în mai multe rele decât văd ceilalți. Dar chiar dacă vezi că sunt mai multe rele, ai un fel de emancipare în fața acestor rele. Deci este un dar pur spiritual, cu fructe pur spirituale. Niciodată nu accept ideea, vai și ce bani îi aduce asta în buzunar. Nu este vorba de fructe din astea. Evident că e vorba și din astea. Eu doresc ca ele să aibă o profesie care să-i ducă mai departe. Dar să nu zici cuvântul bănoasă, că nu-mi place. Nu, care să-i ducă o mai departe. O profesie bănoasă, sună înfiorător, da. Să-i ducă mai departe și în planul nu sună nașpa chestia asta cu bănoasă. Pentru că banul este și un instrument de a călători, de a vedea, de a înțelege, de a... Dar este și un instrument de a cumpăra. Da, din păcate... Este și un instrument de a cumpăra. Le doresc să nu acceadă la acel ban care le-a cumpărat sau prin care au fost cumpărate. Adică, într-un fel, să fie un schimb echitabil cu viața. Știți de ce m-am gândit la Sonia, că mă întorc fără să vreau? Pentru că spuneam că prostituatele au chiuit când au ieșit din pușcărie. Și fără mă gândeam de Sonia, dacă ar fi stat la pușcărie... Nu, și dar cred că subiectul este... Chiuit. Nu cred că e luat de presă așa. Lasă-mă să văd ce spune ea, da? Ar fi chiuit, nu, Sonia? Nu, cred că ar fi mers la biserică, probabil. Ar fi la biserică. Probabil, pentru că... Ar fi plâns. Da. Bun, hai să ne întoarcem la revistă. Macedonții, ce noapte e asta? Ea plângea, era salvată. Apropo de un bordel în care... Ce noapte e asta? Nu mai știu. Nu mai învățați macedonski. Da. Ce rușine. Se face noaptea de decembrie. Da, de ce? Dar... Atât. Dar era noaptea de februarie sau de nu știu ce superbe poezii. Ce păcat că nu mai studiază face. Copiii macedonski. Aș vrea să spun, să ne întoarcem puțin la copertă, pentru că vreau să mulțumesc încă o dată Irinei Chiriță, care salvează întotdeauna grafica cine a făcut de bază. Irina Chiriță. Lasă că o Chiriță. Care este, mă rog, masterand acum la psihologie și care face coperta asta de 6 ani a revistei și zic eu că de fiecare dată este un adevărat succes pentru că foarte bine îmi citește gândurile și scoate foarte bine în evidență tema identitate-alteritate. Foarte frumos. Mea... Dar și ăsta, pliantul ăsta, mapa asta sau cum se numește. Da, este... Anvelopa asta e superbă. Ce articol ai scris tu? Vreau să văd ce ai scris tu. Citesc acel cuvânt pe care l-am primit de la domnul profesor universitar, dr. Gheorghe Moldoveanu, după ce i-am trimis antologia de anul trecut și i-am trimis și revista de anul trecut, să citesc așa, două pasaje,
Mi-e greu să spun care din cele primite m-a incitat mai mult, în toate e o investiție pentru care m-aș bucura să fiți apreciați cum se cuvine, căci toate mărturisesc ideea despre care vorbeam mai înainte. Ce bine ar fi fost de ar fi existat posibilitatea unei largi răspândiri a revistei, a volumului comemorativ a discului. Mulți ar fi avut ocazia să spună Etin Arcadia Ego. Știu că nu se poate, dar mai știu că mândria de unirist nu va scădea din cauza asta. Mi-a plăcut să constat că liceul nu este considerat cimitir al tinereții, căci tinereția se poate trăi din plin la unirea. Vă doresc să rămâneți sănătoși și cu aceeași încredere în Dumnezeu și în cei pe care îi forma, să vă ajute Dumnezeu, dar să vă amintiți mereu îndemnul lui Coșbuc, puterea este în voi și în zei, dar nu uitați, eroi, că zeii sunt departe, sus, dușmani lângă noi. Nădejdea este în voi și în zei, zice acest domn care este profesor universitar la Suceava, domnul Gheorghe Moldoveanu, care a fost elev al liceului nostru, a terminat în 52, cred, așa, și căruia îi trimitem în fiecare an ceea ce facem noi, pentru că el ne iubește și ne admiră. A pomenit de Coșbuc, ele nu mai învață despre Coșbuc și mi-aduc aminte de poezia asta. Învață la prelungirea eminescianismului, învață Coșbuc sau Goga. Și asta, liceul cimitir al tinereții mele, profesor pe danci, examene grele, superbă. N-ați făcut-o asta în școală? Nu, nu. Este la Bacovia asta. Au făcut? Nu au făcut asta. Se face plumb sau la custră, dar unii citesc, mă rog, depinde și cum faci ora. De ce studiezi un poet și înveți numai o poezie? Așa, păi așa este structurată programa pentru BAC, care nu cere o abordare exhaustivă. Pentru BAC poate, dar în școală, în timpul anilor... Se fac, dai seama că Bacov este un poet uriaș, adică oricât de multe poezie îi face, tot nu îl cuprinzi și... În general, asta cu cea tinereții mele, e o poezie, nu e printre cele mai mari poezii. Nu e, dar aduc aminte că o citea profesorul, eu am făcut la București, la liceul Enescu, și aveam un profesor de română, domnul Stănescu, Dumnezeu să-l odihnească, era un tip foarte interesant și ne preda foarte frumos limba română. Și la un moment dat ne citea poezia asta, liceul cimitir al tinereții mele, profesor pe danci, examene rele. Și la urmă, când a terminat poezia, eu zic, vai ce frumoasă e, mi-am adus aminte de scena asta. Nu știu, acum... Și au început toți colegii să râdă, da? Eu îndrăznesc să cred că nu este un cimitir al tinereților, dimpotrivă. Liceul ăsta, mai ales că pentru multiple talente, sunt multiple așa posibilități este de afirmare, este o grădină a tinereții. Așa este o grădină a tinereții și sper și a valorilor pentru toată viața. Pentru că e important să crești un om nu pentru o perioadă, ci să-i dai niște coordonate foarte importante care să-l facă să progreseze din el, să fie ca un copac, știi? Când cresc alte ramuri, alte mlădițe și așa mai departe, până când se dezvoltă la plinătatea datului lui existențial, că nu poți să știi. Bun, aș vrea să spun că m-am ocupat de această identitate și alteritate cu o spaimă și mi s-a spus și de ea și de ea că e dificil ce vreau eu și că la anul să aleg ceva mai ușor și așa mai departe. Totuși, am constatat că le-a plăcut până la urmă și au găsit și grafică și care să ilustreze această... Ce ai scris tu, aș vrea să numai știu, puțin, vreau să mulțumesc în continuare absolvenților noștri, de exemplu Simona Noapteș, care scrie autorul Călătorul către celălalt sau un veșnic Prometeu. Să mă felicit că am reușit să am și un articol al domnului Chiper, care de fapt este o prelegere a dumnealui pe care copiii au transcris-o. Și de asemenea vreau să spun că am fost foarte mândră că o fostă elevă de-a noastră, și anume Irina Mereoiu, după un stagiu destul de lung în India, este asistent universitar la Universitatea de Arhitectură București și a avut un stagiu destul de lung în India, ne-a trimis și nouă un articol un pic de India. Ce frumos! Și tot în experiența asta identitate și alteritate și de asemenea sunt foarte mândră de toți copiii care au trimis grafică. Uite, aici sunt imaginile, sunt fotografii India, făcute da? De ea, deci au o particularitate pentru mine, mi se par mai vii decât... Dar vreau să zic, fetița ta, Iulia, a scris ceva de data asta, că anul trecut m-a uimit cu... Fetița mea a făcut, în primul rând, grafică, destul de mult. Grafică? Da, și ea are, mă rog, un proiect al ei în engleză, a scris 100 de pagini până acum la el, se numește Into the Vortex of Sadness and Darkness. Și din proiectul ăsta al ei am pus câteva pagini în revistă. Acum nu știu cum vor fi acceptate. Și asta este grafica ei. Grafica ei. Da.
Ce copii, super. Dar vreau să spun că beneficiază paginile astea și de viziunea unei eleve de-a mele, Bogdana Alexandrescu, de la 11A, care a luat, mă rog, arhiva grafică și a făcut paginile astea, zic eu, chiar la nivel de revistă profesionistă. A făcut grafica. Am înțeles că Bogdana chiar vrea să urmeze. Da, eu sper, de... pentru că ea mi se pare structurată pentru domeniul ăsta. Da, și mie mi se pare că o știu de am avut elevă de la clasa 5. Iată, o știm foarte bine și sunt, să spun, cu ochii pe ea. Și eu am să o folosesc mai mult la revista următoare, chiar dacă o să fie intra 12-a, pentru că văd că are mână și ochi și asta e destul de rar. Mai, și este destul de rar ce faceți voi. Să știi că, într-adevăr, eu am așa un feeling special pentru Liceul Unirea. Se fac lucruri excepționale aici. Am descoperit niște copii. Din păcate, nu prea am timp să-i descoper. Că cu voi o la două săptămâni sau nu știu când. Da, am făcut puțin. Puțin. Da. Mai știi ceva despre George Enescu? Da, chiar asta vorbeam asta și da? Ne aducem aminte că o parte din cultura generală ne-am format la orele dumneavoastră. Chiar ați vorbeam despre Hora Unirii, despre Alexander Flechtenmacher, chiar mânca mama, păi e ce drăguțe. Ei, ascultă că... tot să știi. Nu, dar adevărul este că... Nu, nu vreau să spun care e adevărul, nu-l spun acum, îl spun eu, am să spun când se termină emisiunea, dar, într-adevăr, adevărul este că sunt niște copii, unii dintre ei, excepționali și mă duceam acasă și spuneam, dom'le, de ce n-am timp mai mult să stau mai mult cu ei, să pot să-i strâng pe toți, să stăm mai mult de vorba? Nu e timp și, din păcate, dar uite, când vrea Dumnezeu să ne întâlnim, ne întâlnim, nu? Acum, nu vrei să întâlnim noi... Vrei să, în emisiunea ta, să le pune o întrebare? Te rog. Ele au citit aproape tot ce e revista asta. Și n-am avut timp nici eu să stau cu ele de vorbă, să le întreb ce impresii le-a făcut toată nebunia asta, că ele au fost bombardate, efectiv, materiale, acasă, la școală, chemate. Și aș vrea neapărat să știu ce trăire, ce impresie, ce resort intim le mână să mai facă, adică să tot să fie chinuite și să mai vrea, știi? Ia să vedem, la fiecare vreau să răspund, să am răspuns. Uite-le ce trebuie să spun. Păi bine, în primul rând a fost o muncă imensă, chiar dacă din lumea care vede produsul final nu își dă seama. Și atunci când treci prin toate materialele, le vezi mai mult forma și nu conținutul. Și am avut timp să răsfăresc revista. Mi-am dat seama că cel mai important aspect este omogenitatea revistei, pentru că a surprins mai multe aspecte care, într-un fel, sunt legate între ele și identitatea și alteritatea nu au fost surprinse, rupt de realitatea cotidiană și nici de realitatea culturală. Da, e bună revista, ca să mă exprim. Chiar să spunem, domnule, hai să ne luăm de puțin. Da, da, este foarte este bună, doar că... Aș vrea să, așa cum am zis și în discursul de anul trecut, dacă țin bine minte, să se vadă mai mult dincolo de cuvinte, dincolo de aparențe. Aparențe, așa exact. E. În general, nu vorbesc de revistă, în general, în general, viață, dacă în am general. Timp, stare, ce frumos ar fi. Da. Sigur că, normal că îmi place revista noastră și atunci e normal să-mi placă. Aș vrea să le placă și celorlalți care au răbdare să o răsfăiască. Știu că este îți trebuie răbdare și destul de multe cunoștințe ca să poți să abordezi conținutul de la un capăt la celălalt, pentru că temele sunt destul de diversificate și atunci îți trebuie cunoștințe din mai multe domenii. Tocmai cred că ăsta este și farmecul revistei, pentru că poți aborda tema din mai multe domenii și asta aș vrea să urmărească și în continuare revista, chiar dacă noi n-o să mai fim. Nu să mai fiți aici la școală. Da, nu o să mai fiți aici la studente, școală. Sigur, parte, da? Sigur o să continuăm colaborarea, pentru că așa e tradiția. Hai, mai te las fiu tine. Da, aș continua ce a spus colega mea Ioana. Într-adevăr este o muncă, dar la final este și o mare bucurie. Am citit de foarte multe ori materialele și eu și Ioana și alte colegi care ne-au ajutat și cărora chiar le mulțumim. Și de foarte multe ori am vrut să renunțăm și probabil pare foarte ciudat și greu de crezut, adică ce e așa greu să citești niște materiale și să le corectezi? Este greu pentru că foarte multe materiale sunt trimise fără diacritice. Foarte multe materiale sunt trimise fără semne de punctuație. Serios? Da. Cine le trimite așa? Lumea. Creatorii. Subalternii, da. Da, foarte multe materiale sunt... trimise așa, nearanjate în pagină,
E o muncă foarte, e o muncă migăloasă, e o muncă migăloasă, da, și fără domnul Buzățelu cred că nu ne-am descurcat, oricât de mult ne-am străduit noi. Și la final e o bucurie să vezi că după atâta muncă ai o satisfacție văzând produsul final, care probabil nu e acceptat de toată lumea și nu e dorit de toată lumea, dar pentru noi... Cum adică nu e dorit de toată lumea? Nu neapărat dorit, nu e apreciat. Bine, nu știu dacă ideea este să fie apreciat. Nu știu dacă da, este ideea și să fie apreciat. De ce să nu? Toată lumea își dorește să fie... Mi-a plăcut chestia asta cu, să, dincolo de aparențe. Este o chestie profundă, să știi. Să te gândești, trebuie să-ți profunde amândouă. Să uite cum arată, păi se vede că da. Sunt profunde. Sunt niște intelectuale. Se vede și de-aia m-am și incitat, așa, știi, când mă incită oamenii intelectuali, oamenii de o bună calitate, alt tonus. Pe bune venisem, nu aveam niciun chef să fac emisiunea, sau nu las, mă-mi pace. Întreabă-mă, de câte ori vin eu la școală fără să am niciun chef, da, de câte ori plec entuziasmată. Da. Și când le-am văzut pe ele și când am început, am zis, stai domnule, că e ce-mi place mie, așa că mi-a trecut supărarea cu centrala. Știi? Noi la școală ne stimulăm unii pe alții, și noi pe ea ca profesor, și ea pe noi ca elevi. Da, ele. Deci e o luptă constructivă, deci, zic eu. În esență, toți venim la școală, sigur, plecăm vesel. Sigur, asta este excepțional, da? Da, când aud pe unii că, vai de mine, mă duc cu plăcere la școală, hai mă, lăsați-mă în pace, că știm și noi, am fost și noi. Problema e cum da, vii de la școală. Cum vii de la școală, așa e, este. Și n-ai cum să vii triste de la școală, dacă ai măcar câțiva elevi ca ele. Ei mă inspiră. Bine, uneori mă scot și din minți, dar în general mă inspiră. Ne-ai patul la fetelor ăsta? N-am apucat. Deci a fost o luptă pe viață și pe moarte, dar nu am apucat. Nu pot. V-am pus vreodată... Ce note v-am pus? 10, v-am pus. Da, eu, cred că da. Ne iau 10 le pun la toți. Și cred că acolo credeau și ele că au luat 10, așa, da, să bucurau bine, și că le pun. Dragă, dar sunt unii care rămân toată viața. Uite, ai văzut ce mi-au spus acum și sunt foarte mândră de mine, că măcar dacă la 2-3 copii, azi vorbeam cu doamnă, de un băiat care s-a făcut frumos tare și era al sud între a 5 aici la Unirea învățat și spune, îți dai seama, băiatul ăsta acum numai de George Enescu al meu nu avea el chef, dar nu se poate să nu știi, lucrurile astea esențiale într-o țară care este a noastră și în care Enescu e român, deși noi l-am făcut cadou francezilor, știi, din păcate. Bun, hai să mergem mai departe cu revista, că timpul trece, da, copii superb și stai, nu te-am întrebat, Alexandra, ce facultate vrei să faci? Litere. Litere și tu? Am două litere. Am două litere, da? Și da. Ce limbă străină vă ție? Franceză, probabil. Wow, ce frumos și tu? Și eu probabil la fel, deși vreau să fiu profesoară de limba română, deci nu... Da, este foarte... Dom'le, eu v-am spus, limba franceză. Intelectuală e limba franceză. Da, și mie îmi place, am limba o slăbiciune. Limba franceză e limba dar, intelectuală. Dar copilul meu nu moștenește slăbiciunea asta. Da, da, știe, iar poate bine vrea pentru engleză. Da. Domnule, Shakespeare era engleză. Sunt generații, că... deci sunt generații. Generația noastră este filofranceză. N-ai ce să faci. Ceilalți, iată că apar cu pasiunea pentru Anglia, pentru, mă rog, cultura engleză. Eu sper să ajungă să aibă pasiune pentru marea cultură engleză, că așa ne se servesc multe lucruri, că aia nu-s chiar de raftul întâi. Dar dacă va ajunge să-i placă Shakespeare, eu voi fi foarte mulțumită de că vorbești franceza. Măcar dă-i să citească sonetele lui Shakespeare, care sunt da. Cele mai frumoase poezii din lume. Deocamdată a citit de el în Poe. A citit Poe? Da. Inimă trădătoare sau ce? Da, multe. Vai, da, în fine. Bun, să ne întoarcem la ale noastre, așa. Ce să spun? Aștept să o citească. Să citească mai multă lume și unde se găsește, ea nu e făcută, se din păcate, de prin fondul de părinți, nu, dar dacă ne se aduce o sponsorizare, așa, noi suntem foarte la drăguțe. La fiecare emisiune am așa, spus. Pentru că asta este, sunt costuri. Mai dacă fetele astea ar vrea să fie Miss, probabil că s-ar găsi da, sponsorizări. Găsi sponsorizări da. Pentru literatură, pentru lucruri de spirit, cui trebuie sponsor? Cine dă bani pe așa ceva? Din fericire nu vrem. Din păcate, cu timp? Din fericire nu vrem. Din fericire nu vreți. Ce da. Vrei să spui, Dana? Ce să mai zic în asta? Domnul Noana va ajutați. Hai să spunem că e directorul vostru și al meu. Trebuie să spunem de nou, domnul Noana, ceva, că așa se face. Ce nu, dar acum, acum glumesc, dar vorbesc serios. Da, chiar este un om care știe să stimuleze... E prins în tot da, ceea ce da, înseamnă... Da. Munca noastră, dacă munca e de calitate, sigur simțim de la el, deși este extrem de zgârcit cu complimente și cu lucruri de astea, nu... Eu știu mai dar bine. Simțim, eu știi mai bine. Așa, simțim că, până la urmă, e bine ce am făcut. Și asta e foarte important. Până nu, la dar urmă, se implică fantastic și a reușit să creezi o atmosferă foarte, da. Foarte
degajată și dar în același timp serioasă în acest colegiu. Este foarte frumos ce face. Trebuie. Au zis și oameni, dar și profesori. Nu crește într-o grădină unde nu există un grădinar ca lumea, nu crește. Degeaba ne chinuim, știi? Adică, bun, fiecare simte uneori că trebuia mai mult sprijin, alte ori nu știu ce mai simte, dar până la urmă lucrurile astea se fac, există o anumită cadență a lucrurilor, o anumită atmosferă care îți permite să te desfășori și în felul ăsta ajungi să prețuiești lucrurile care fac să crească un lucru bun. Asta prețuiești până la ultima, știi, ultimul calcul. Păi da. Este o competiție serioasă acum printre copii ca să ajungă la liceu, la colegiu. Sunt bucuroasă că am aici, dacă vrei, am articole ale unor copii de clasa 5-a, deci am o poveste de Crăciun, așa, foarte drăguță, așa, bine, copiii chiar au scris această poveste de Crăciun. Am copii de la 6-a, așa, și până la asistenții noștri universitari, pe care i-a făcut, mă rog, și în liceu Unirea. Așa, și în felul acesta, ceea ce spun de ani de zile și a devenit obsesie pentru mine, revista chiar creează o comunitate de suflet. Și în momentul în care mai vine și un feedback de la oameni care au terminat acum aproape 70 de ani acest liceu și mai vin și de la alții care nici nu mai stau în România de 20, de 30 de ani și îmi vin complimente din Israel, de exemplu. Eu sunt extrem de fericită, înseamnă că totuși fac ceva bun. Chiar dacă pe plan local, de multe ori în ziare apare că a apărut revista și nu apare numele meu. Deci e un fel de... În fine, așa că, domnule, sunt într-un mătură acolo. Dom'le, dacă aș da cu mătura la revistă, până la urmă cineva ar trebui să pomenească, știi? Lucrurile astea se duc așa și rămâne partea cealaltă. Oameni care îmi transmis semnale prin nu știu câți alți oameni, că nu mă cunosc personal, că e bine, eu atunci sunt mulțumită. Și... aș vrea la aici final nu e nevoie, vreau să aminte spun, să citesc da, de aici. Da, vreau să spun ceva, nici nu mai e nevoie să se spună numele tău, pentru că toată lumea de bună credință știe ce... Că nu sufăr, dar mi se pare... Nu, dar te cunoaște lumea, deja tu ți-ai căpătat un nume pe care nici nu e nevoie să-l mai pronunți, pentru că lumea știe că tu ești profesora Adana Pleiașu, care faci lucruri excepționale, am dreptate domnișoarelor. Dacă n-ar fi copii ca ele, nu aș face absolut nimic. Nu știu dacă aș putea... Eu pentru mine aș putea să scriu un articol, dar să faci un asemenea demers cultural, pentru că aici se eludează foarte ușor chestia asta. Te-au ajutat și la colegii ai tăi, nu? Da, evident că v-am spus de domnul Chiper, care scrie, care, mă rog, a avut o prelegere pe care copiii au transcris-o și care este foarte interesantă. Doamna Ciucu, domnșoara Capotă, ceilalți colegi care nu apar aici în revistă, dar au trimis copii, m-au sfătuit, mi-au spus... doamna Lepădatu, care are un proiect, deci sunt proiectele colegilor mei, doamna Pogan, adică în partea a doua de PR a revistei, apar cele mai importante proiecte ale colegilor mei. Deci e o lume pe care o descrie aceasta, chiar dacă e o lume restrânsă la câteva sute de persoane, dar e o lume unde există activitate culturală, există activitate educațională și nu de aceea de fanfară. Este o activitate serioasă. Unele sunt elemente racordate la proiecte internaționale, sunt proiecte care sunt de 3 ani, de 4 ani, de 5 ani. Am reușit experimente didactice pe care le-am pus aici, de exemplu, la un tot la final aici, la didactica, o altă rubrică destul de importantă. Am, în sfârșit, după 7 ani de chin, am reușit să scriu un roman cu o clasă. Și am aici 7 pagini din acel roman, adică sunt chestiuni foarte interesante. Sunt proiecte ale absolvenților noștri, cum a fost această întâmplare teatrală din vară. Da, am făcut niște emisiuni cu... Povestea și aspirațiile primului festival de teatru independent din Focșani. Deci, iată, proiecte care sunt naționale, sau sunt ale universităților, sau sunt... Ioan Alexandru, da, a fost, Ioan Alexandru, da. Cu Oana Bogzaru, care este și ea tot la... această facultate de, mă rog, teatrologie, secția de teatrologie, așa, și într-un fel cine vrea să vadă multe din fenomenele, procesele, activitățile, inițiativele din Vrancea, poate să vadă în această oglindă, care e revista în... aici este un calendar al întâmplărilor din liceu, din ianuarie în ianuarie, pentru că, da, fiind ziua noastră în ianuarie, ne ducem pe un an de zile așa, din ziua liceului în ziua liceului, știi? Știu că ți-e frică de concurența mea, dar de ce nu mi-ai spus să scriu și eu ceva pentru revista asta? Ți-era frică că văd...
Vă iau eu, cum să spun, eu aștept ofertele scriitorilor și oamenilor așa, de cultură, așa, așa, înțelegi? Bine. Dar nu la mine trebuie să vii, la ICA, deci vii la ICA, de acum să mai vin la ICA, de acum gata. Mai, trebuia să te orientezi și ele triază acolo, n-ai văzut că ele pun diacritice, dar tu scrii cu diacritice, așa cred. Da, asta da. Nu ți-am zis că în clasa 5 mi-a pus, mi-a dat tata o dictare într-o seară și am făcut o greșeală mică de ortografie. Și a doua zi eu învățeam acuza, era doamna profesoră, Dumnezeu să o ierte, Cica Constantinescu. Tata era și el profesor la acuza atunci și spune, tata, cum ai pui lua asta 10? Ia trântește-mi-o că nu am nevoie să aibă 10, că mi-a făcut o greșeluță mică de ortografie și mi-a pus, mi-a pus 4 profesoara și m-am pus plângând, am luat 4 la română. Nu a 4 să iei dacă nu te-a pus în serios. Scurt, așa că scriu totuși, încă mai scriu. Așa, deci ICA ar avea puține probleme dacă îi aduce. Mine da, din punctul ăsta de vedere. Dacă, păi, din punctul proba asta o trec. Da. Eu, noi încurajăm, să știi, oamenii de cultură din Franța pot oricând să scrie la revista noastră, dacă au legătură cu Liceul Unirea, iar tu ai. Deci, păi eu am și, tatăl meu n-a fost și el director aici, păi măcar ce mai vrei? Asta. Dar ai putea să ne scrii niște lucruri așa, de istoria liceului, deci nu mai ai niciun fel de documente acasă, acum, serios. Nici n-am avut, dragă, ce documente am. Eu știu, scrisori, dar... De la tata am. Da? Nu, de scrisori din astea care să vizeze și de la tata când îi ceream bani, când eram studentă și îmi spunea, fii mai calculată cu banii că nu mai am de unde să-ți dau. Corect. Da, da. Așa că da, nu știu, dacă găsești ceva acum, da, sunt da. Numai la o parte. Chiar aș vrea să scanăm și să publicăm. Da, uite, am să scriu despre dacă tatăl portretul meu a fost, tatălui tău. Dacă tatăl meu a fost aici, dar uite, străbunica mea, deci bunica lui, în femei celebre din lume, a fost scriitoare. Și este în dicționarul de literatură apărut la ea și, în, și bunicul lui, străbunicul meu, deci, este, vorbește Iorga despre el în O viață de om. L-a avut Iorga profesor. Deci da. Am să fac deci un... rămâne Lenormand de Florențiu sarcina să ne aducă un articol asta și la anul. Da, la anul, atunci când ne întâlnim, să citim din articolul. Bun, superb o să fie cel mai frumos articol. Ai văzut toate așa, să faci am o să iau, am să iau și eu un premiu, da? Da. Lăsând la o parte... Fără bani, deci asta e totul e fără bani aici, din păcate nu avem... Și mă știi pe mine aia, care tot ce fac pentru bani mult să vede. Voluntariatul. Nu ce tatăna, să știi că lăsând glumele astea la o parte și sunt foarte mândră de aceste fetițe, de aceste două fetițe și sunt și altele, multe. Uitați-vă, stimați telespectatori, în primul rând cum arată, arată ca niște copii, ca niște oameni care sunt preocupați de lucrurile cu adevărat de spirit pe care ni le-a lăsat Dumnezeu. Asta e un lucru nemaipomenit. Corect. Și cine are de învățat să învețe din treaba asta și dintre... Și nu mai vreau să fiu rău specioasă. Lasă! Da? Asta este. E excepțional că ai în jurul tău asemenea copii, asemenea domnișoare de acum. Bine, nu sunt singurele. Categoric, nici avea munde, nici da, avem... Da. Nu suntem CNN, care... suntem și noi o televiziune de provincie. Da, cu... corect, corect. Ne chinuim și noi să înregistrăm 4 persoane deodată, nu? Deodată, corect, corect. Deși ar trebui să fac o masă rotundă, să-i aduc pe toți, așa? Uite-te aici, păi numai câți copii au dat grafică, adevărat că n-a intrat toată, dar uite cât s-au chinuit. Da. Păi să și uite aici, toată, asta e lista copiilor care au dat grafic la revistă. Dacă, cred că sunt peste 100 de copii. Dacă ne anunți din timp, cred că chiar cu mijloacele pe care le avem noi, dar nu numai cu un singur cameraman, cred că se poate face și așa ceva și ar fi un lucru foarte frumos și chiar pe domnișoarele astea și ar putea rămâne și ca un document pentru, sigur, chiar și pentru viața învățământului Focșănean sau Grâncean. Am să le rog pe cele două domnișoare să mai vină pe la emisiunile mele, să mai facem niște emisiuni, pentru că eu caut, din tot sufletul caut, din răzputeri caut modele pentru ceea ce vine din urmă și pentru ceea ce... Astea sunt adevăratele modele, stimați telespectatori, pentru țara românească. Restul sunt niște chiciuri care îmi pare rău că spun cu brutalitate cuvântul ăsta, care se pierd prin timp, dar care fac foarte rău societății în care trăim. Corect, corect. Am dreptate sau nu? Îmi spui când e finalul să citesc. Hai, citește și terminăm că e târziu, că dacă mă întinde la vorbă, da? Ca un corolar al celor spuse așa. De dumneavoastră, așa. Că așa e zis, să nu zic dumneavoastră, aș vrea cu seriozitate să citez încă o bucățică din acest mesaj pe care ne-l trimite domnul Gheorghe Moldoveanu,
Cine, bulversat de nereușitele noastre politice, propovăduiește neîncrederea în tineri, în cei care mâine vor conduce destinele țării, neîncrederea în școală, răspunzătoare de pregătirea acestora, să frunzărească măcar revista noastră și se va convinge de confundarea planurilor. De aceea, cred că mulțumirile mele sunt prea puțin pentru ce reușesc mai tinerii mei colegi de breazlă să facă. Excepțional. Da. Într-adevăr, asta excepțional și asta o să o citim, dar ar trebui să fie așa un moto. Corect. Pus pe deci el multe... am și pus pe excepțional. Aici. Dana, cu tot, știu că ți-am zis să nu zici dumneavoastră, că știu că nu prea mi se potrivește. Așa. Lăsând la o parte toate glumele și toate, îți te felicit în suflet pentru ceea ce faci. Eu știu cât muncești, te felicit pentru modul cum știi să-ți alegi copiii cu, și oamenii cu care să, cu care să lucrezi. Să-ți dea Dumnezeu sănătate multă. Felicitări pentru fetița ta, pentru Iulia, pe care n-am văzut-o de câteva luni și a crescut și o domnișoară deșteaptă și frumoasă și prevăd un viitor nemaipomenit. Și felicit pe toți, felicit pe toți colegii mei care lucrează la Colegiul Unirea și nu numai. Și vouă vă doresc în suflet mult, 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 mult noroc, fetelor, domnișoarelor, domnișoarelor, și vă aștept la o emisiune, dar la mai multe emisiuni ale mele. Da, da? Cu drag, drag aștept. Cu drag și mulțumesc. Și când a trăit Enescu, mai știi? Cat. Bine, dar unde a murit Enescu, mai știi? Unde e îngropat? În Franța. În Franța. Paris. La Paris. E, asta e ca să ne amuzăm un pic. Vă felicit, fetelor, pentru tot ce... Nu-mi place, fetelor, domnișoarelor. La revedere, stimați telespectatori. M-am simțit foarte bine la această emisiune cu asemenea persoane deosebite.